Salutare lume, Protei aici și bine ați venit la un nou video! Astăzi ne vom uita la un joc proaspăt localizat de cei de la Lex Games, respectiv Lex Hobby Store. Mulțumesc pentru, pentru oportunitate și anume ne vom uita la Rick and Morty Traffic cu Mega Semințe. În Rick and Morty Traffic de Mega Semințe, Morty, care este aici în imagine... Nu sunt trebuie să vă zic de la început nu sunt foarte familiar cu IP-ul probabil unii din voi care vă uitați la video știți mai bine, deci dacă cumva greșesc cu ceva ori corectați-mă mai jos, mă refer aici la uh, lor să spunem așa sau la povestea sau IP-ul despre morti. Morty, dar hai să vedem deci Morti, ce a făcut? A distrus un portal prin care ei făceau trafic de, de mega semințe și acum în acest joc fiecare jucător trebuie să încerce să facă portale micuțe să poată să uh, facă trafic de mega semințe până nu acele mega semințe vor fi depozitate de către Rick în posteriorul lui Morty. Cum spuneam, cum scrie și în titlu, jocul este 16+, deci o să apară și puțin imagini cu posterioare și așa mai departe, dar încerc să o țin cât mai, uh, mai kids friendly, să spunem așa. Bun, acum, ce se, ce se mai întâmplă în joc și cum se joacă jocul o să vedem imediat, dar în ideea mare cam asta e povestea, faceți mini-portaluri, să faceți trafic până nu se vor depozita semințele acelea altundeva. O să mergem, cum ziceam, imediat la masă să vedem cum, cum se joacă. Ce o să mai vă dau eu, niște informații generale, este despre joc în sine. Se joacă între 2 și 4 jucători, deci 2, 3, 4 jucători, durează undeva la 30 de minute, este corect, este acurat. Acum, bineînțeles, depinde dacă joci în 4 jucători. În 2 jucători s-ar putea să dureze și mai puțin de, de, jumătate de oră. Și jocul, cum spuneam, este 16+. Bineînțeles, se poate probabil abstractiza puțin și juca și cu copii mai mici, o să vezi mecanica jocului nu este neapărat așa, dar IP-ul Rick and Morty este considerat unul de 16+, de aceea este jocul așa, dar nu este vorba despre dificultatea jocului aici, deci nu este, cum zic, 16+, plus nu este datorită gradului de dificultate, ci datorită IP-ului care unul dintre voi probabil îl știți mai bine ca și mine și este nu așa de kids friendly. Bun, Atâta general despre uh, Rick and Morty Traffic cu, uh, cu Mega Semințe. Haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba și ne întoarcem apoi cu ceva concluzii. Aici avem uh, setup-ul pentru jocul Rick and Morty Traffic cu, uh, cu Mega Semințe. Am făcut setup-ul pentru doi jucători. Uh, acum ce ar fi diferit dacă am juca în 3 sau 4 jucători? Sunt aceste, uh, să spunem, coloane. Deci ar fi atâtea coloane cu posteriorul lui, lui morti cât jucători suntem. Deci noi am făcut seta pentru doi, deci vor fi doar două coloane. Ce se mai face? Se pune acest uh, trec de panică, sunt patru, se pune o mega semință de start. Dacă jucăm în 4 jucători, se pun 2. Dacă jucăm în 3, tot numai una. Și se face un grid de 5 pe 4 care este setup-ul pentru resurse. După aia vorbim de jocul standard după aia vorbim de alte trei variante care se pot juca. Fiecare jucător primește aleator, bineînțeles, 3, eu le-am sortat puțin, 6 resurse. Astea sunt resursele tale de start, bineînțeles, nu le arăți nimănui. Și se dă, bineînțeles, cu zarul. Și uh, primul jucător primește această carte în față, să zicem că, că noi suntem și uh, având în vedere că mergem înspre stânga, deci tu ești primul jucător, după acel cel din stânga și așa mai departe va avea rundele, vom da această carte, o să vă zic imediat pe ce este vorba, la jucătorul din dreapta, deci nu următorul care va fi la tură. Bun. Și avem setup-ul făcut. A, ce mai trebuie este să... astea sunt mega semințele, vedeți că cele de acolo care se amestecă și se pun aici, o să vedeți ce o să facem cu ele, dar ce trebuie să faceți, asta este iarăși diferit pentru 2, 3, 4 jucători, veți lua exact numărul de mega semințe cât zicem. Noi avem în tiang plus coaia 12 pentru 2 jucători. Jocul se joacă identic în 3-4 jucători. Eu am făcut setup-ul aici pentru 2 ca să intre totul în imagine, respectiv oricum o să vă arăt doar o tură pe un jucător. Bun, și avem setup-ul făcut. Acum, ce care este obiectivul, cum spuneam, este să strângeți astfel de mega semințe. Care vedeți sunt astea valorează 2 mega semințe, asta valorează 2, ăsta valorează 1 mega semință, 3, 2, 2 și așa mai departe. Și o să discutăm imediat cum putem să le uh, cumpărăm, dar ca să știți, obiectivul jocului este în momentul când toate aceste cărți ori au s-au au fost depozitate aici în, uh, în posteriorul lui morti sau au fost toate cumpărate. În acel moment când ultima dispare sau se cumpără, jocul se oprește, fiecare își numără mega semințele din imagine și cel cu cele mai multe mega semințe câștigă. Acum să trecem la o tură. Ce se, ce se poate, face, ce poate face un jucător pe tura lui? Sunt două lucruri. Unu, poate să ia resurse. Doi, poate să cumpere mega semințe. Adică spunem că e tura mea, sunt primul jucător, am resursele astea în mână, pot să verific, ok, pot să cumpăr, pot să nu cumpăr, dar să spunem, irrelevant, spunem că decidem să luăm resurse. Cum se iau resurse? Vedeți, aveți acest grid aici și ele se vor lua prin reacție în lanț. Așa se spune. Asta ce înseamnă? Dacă vrei să iei o resursă, totul ce este adiacent, dar nu în diagonală, ci doar pe coloană și pe, pe rând, de același fel, se poate lua. Ce mai este foarte important de știut, mai sunt aceste cărți care sunt orice fel de, de resursă, care fac parte din acea reacție în lanț. Acum, ce înseamnă reacție în lanț? Cum v-am explicat și acum ce aș vrea eu? Dacă aș vrea să iau MOV, cum aș lua? Pot să iau cartea, cărțile astea și asta, Așa, pac, pac. După aia nu pot, că astea sunt în diagonal. Ce mai pot însă să fac este să iau toate cărțile astea, inclusiv asta. Fiindcă asta pot să o fac de resursa care vreau să o iau eu și atunci practic aș lua țac, 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 țac. Altceva nu mai este decât în diagonală, și așa mai departe. Mă? Deci, asta ar fi resursele care le voi lua la mine în mână. O să discutăm imediat și despre câte cărți am voie să iau, dar doar să vă mai arăt. De exemplu, ce mai pot să iau? Mai pot să iau astea albastre, dar, bineînțeles, pot să iau, de exemplu, astea verzi. Acum, foarte important, asta este, să zicem, resursa care poate să fie de oricare, Se ia. Trebuie neapărat luată. Deci nu poți, de exemplu, să iei atâta. Nu. Trebuie tot ce este legat în lanț să se ia. Deci, dacă decid mov, trebuie să ia obligatoriu toate movurile care, care nu sunt în diagonale adiacente, și inclusiv cartea aceasta care este de orice culoare strâng tot, dar nu pot, de exemplu, să vin până aici și să zic, o, aici vreau să mă după ce am luat MOV, să zicem, o transform asta în verde și iau și verdele. Nu, asta este întotdeauna culoarea ă, resursei de bază care ați decis că vreți să o luați de pe planșă. Ok, ce faceți? Hai zicem că mergem cu, cu acest MOV, le strângem și atunci ce trebuie făcut? Trebuie să verific câte cărți am în mână. Maximul de cărți este 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am 12 cărți în mână, nimic nu se întâmplă, pot să păstrez, se ia teancul și se pun alte cărți. Așa. Și practic jucătorul și-a terminat tura și dă tura mai departe următorului jucător din stânga sa. Ce trebuie știut cu cărțile? Dacă, de exemplu, am fi avut o carte în plus și am fi avut 13, trei... să zicem tura viitoare, să zicem fiecare a... și-a făcut tura și eu mai vreau să iau resurse. Nu e cazul acum, dar vreau să vă arăt. Este, ar trebui să iau astea toate, da? Astea toate. Și atunci ce trebuie făcut? Trebuie să decartez până la 12. Dar cum decartez? Trebuie să pun în ce ordine vreau eu chestiile înapoi în grid. Deci eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 resurse. Deci practic trebuie să arunc 6. zicem că vreau să arunc o din asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zicem că am decis că astea nu mi le trebuie. Și atunci eu pot să le placez aici în ce ordine vreau eu ca să încurc, de exemplu, restul jucătorilor. Dacă cumva eu trebuie să decartez mai puține cărți decât să umplu, deci să zicem că după ce am decartat eu mai sunt, mai sunt două spații, atunci, bineînțeles, logic, restul spațiilor se reumple cu cărți din pachet. Bun. Deci după ce am luat resursele și am verificat câte cărți am în mână și dacă am mai mult de 12 le decartez punându-l aici, reumplu gridul ca să fie complet și se pasează tura. Deci asta este un lucru care poți să-l faci, să iei resurse. Al doilea lucru care poți să-l faci pe tura ta este să cumperi mega semințe. Asta o lăsăm așa să arate bine și ne uităm la alta. Mega semințele au următorul lucru. Aici scrie cât mă costă, deci, practic, aici ne trebuie trei roz din astea, două albastre din astea și una din asta. Bineînțeles, noi mai avem în mână și astea care pot să fie absolut ce vrei tu. Și atunci, ce poți face este să... Ai să zicem că mai era, asta mai era aici. O să vedem imediat cum mai apar mega semințe. Ce pot să fac este să plătesc, să plătesc necesarul, să zicem, 1, 2, 3 din astea, două albastre, n-am două albastre, așa că dau două din astea și una amov, am un amov. Bun, ce fac? Astea se decartează într-un tank de decartare. Și eu iau această, me, aceste mega semințe și ultima carte luată de către mine se pune cu fața în sus în fața mea. O punem acum aici. Și asta ce presupune? Eu am acces la o resursă din asta, una din asta și una din asta. Și atunci dacă eu pot, chiar pe tura asta, că nu ești obligat să iei o singură mega semință, poți să iei mai multe dacă ai resursele necesare, împreună cu resursele astea pot să cumpăr pe următoarea. Să vedem dacă pot îmi trebuie pătrate. N-am decât un pătrat și în mână niciunul, deci n-am nicio șansă să cumpăr această mega semință. Dar observați, dacă aș cumpăra-o și pe asta, asta s-ar pune peste asta și atunci aș avea acces la resursele astea. Pe tot parcursul jocului, nu doar în tura în care am cumpărat cartea. Bun. Deci asta mai pot să fac, să cumpăr câte mega semințe pot pe tura mea cu resursele care le am și bineînțeles folosindu-mă și de resursele de pe ultima mega semință luată de către mine. Asta mai poți să faci să cumperi mega semințe, care practic la sfârșit vor fi și punctajul tău. După ce un jucător și-a terminat tura, ce se face? Se verifică coloanele. Este o coloană fără mega semințe? Da. Atunci se pune în cel mai înalt rând o mega semință. După aia vine următorul jucător. Să spunem că următorul jucător ia și el resurse pe tura lui, verifică coloanele la sfârșitul lui. Are este o coloană fără mega semințe, nu nu se pune alte mega semințe nou. Și tot așa mai departe. Așa practic se umple iar coloanele de, de cărți. Acum, ce se va întâmpla în momentul când se termină o tură, adică dacă vine uh, tura iarăși la primul jucător să facă ceva, aceste mega semințe coboară un etaj. Bineînțeles, dacă cumpărați o mega semință și pe tura voastră, trebuie să adăugați una nouă o veți adăuga, cum spuneam, în cel mai înalt rând. Acum, ce se întâmplă dacă o mega semință tot coboară, coboară și să spunem, se depozitează în posteriorul lui, lui Morti? Atunci această carte va fi decartată și fiecare jucător își va decarta cea mai deasupra mega semință care o are. Deci dacă fiecare jucător are o mega se spune toată lumea să-și decarteze mega semințele. Deci în momentul când o mega semință ajunge aici, de aia aici intră puțin chestia cooperativă, având în vedere că de obicei nu vrea nimeni să ajungă aici o mega semință, că fiecare jucător își pierde uh, omega, uh, sau un cartonaș cu mega semințe care este ultimul care l-a luat. Deci asta se întâmplă, toate se mută în jos la sfârșitul unei runde, adică după ce revine la primul jucător. Bun, deci... Ce facem? Luăm resurse, cumpărăm mega semințe, la fiecare tură verificăm după fiecare acțiune a unui jucător, poți să faci doar una din cele două, cum spuneam, după fiecare uh, tură a unui jucător se verifică dacă sunt uh, pe toate coloanele mega semințe și se mai adaugă una, dacă se joacă în patru, dacă sunt două coloane goale, se pun chiar două și aici am doi jucători, dacă sunt ambele coloane goale, se pune o singură mega semință, nu două. Deci nu se acoperă ambele coloane. Și la fiecare sfârșit de rundă, adică dacă se revine la primul jucător, astea se mișcă în jos și când ele se depozitează în posterior, fiecare jucător pierde mega semința lui care e cea mai deasupra. Ce mai avem aici este această carte. Această carte face următorul lucru. Dacă un jucător are o mega semință, bineînțeles, deasupra în fața lui, un alt jucător, respectiv cel care are acest cartonaș, poate să-i plătească aceste resurse lui, nu să le decarteze, adică le dă jucătorului care are această mega semință și eu ia. Practic trebuie să o dea, el primește în schimb resursele de la acel jucător și această carte. Deci el va avea tura următoare șansa să folosească această carte pe o mega semință a adversarilor. Ce este foarte important, această carte nu poate fi folosită decât după ce ați cumpărat pe tura voastră o mega semință din coloană. Deci nu puteți, primul lucru, să folosiți asta. Nu, trebuie să cumpărați o mega semință, adică să faceți un portal, să o teleportați, așa zice uh, povestea, și abia după aia puteți folosi această carte. Și, cum spuneam, la sfârșitul jocului, în momentul când ori dispare cartonașul și toată lumea decartează uh, o, un cartonaș mega semință, sau toate sunt cumpărate, jocul se oprește pe loc. Și se numără fie și numără fiecare uh, mega semințele de aici din imagine și cine are cele mai multe câștigă. Ce mai vreau să vă spun, Mai există trei variante care se pot implementa aici. De exemplu, Nudai, care uh, este o, o modalitate de a juca fără acest cartonaș. Deci, practic, nu poți să-i furi uh, sau să-i cumperi vrut nevrut o, o semință de la adversarul tău, de deci, joci pur și simplu doar pentru tine, nu interacționezi, nu poți să iei nimica de la adversar și în cazul acesta nu se vor împărți șase resurse la începutul jocului, ci primul jucător ia 3, al doilea 4, 5, 6 și tot așa mai departe. După aceea ce mai există? Mai există varianta cu, ei zic așa, criză de resurse, ce înseamnă că în momentul când cumpere omega mega ai voie să folosești aceste resurse doar în tura în care ai cumpărat-o. Deci nu ca în jocul normal care vi l-am explicat, când ai întotdeauna acces la aceste resurse cât timp cartonașul ăsta este deasupra. Când vine altul, ai acces la altele. Bun, și mai există pentru, să zicem, varianta pentru cei mici, cum spuneam, unde bine bineînțeles jucăm fără cartea asta și zic că se întorc aceste, ca să nu se vadă posterioarele și vorba este că intră în acest portal și se distrug mega semințele. Acum, că ați avut posibilitatea să vedeți despre ce este vorba în joc, aștept comenturile voastre mai jos să-mi spuneți cum vi se pare jocul, respectiv dacă mai aveți întrebări sau nelămuriri, sau dacă ați avut deja ocazia să-l jucați, să scrieți mai jos care este părerea voastră, respectiv să mă completați dacă cumva am omis ceva informații importante uh, în, uh, în descrierea uh, jocului. Acum, din punctul meu de vedere, haideți să facem abstracție de uh, IP care nu îl cunosc. Jocul este unul uh, interesant din punctul meu de vedere, având în vedere, aveți două lucruri care se fac. Deci, mecanica este simplă, ori iau resurse ori cumpăr, cumpăr mega semințe, unul la unul l-a luat resurse. Are chestia de reacție în lanț, care practic poți să te gândești okay, ce îmi trebuie, iau mai multe de ceva, poate nu îmi trebuie așa multe, dar trebuie să le iau pe toate sau iau numai una, două din ceva ce, ce îmi trebuie. Mai sunt și cele care pot să fie orice resursă, care puteți să le combinați în așa fel, încât poate să luați mai multe din, dintr-o resursă și ăla este deja un joc interesant unde practic trebuie să-ți găsești modalitatea cea mai eficientă și în funcție de ce cărți și ce semințe vrei să cumperi ca să iei cele mai bune sau cele mai necesare resurse. Deci odată se joacă jocul acolo. Apoi mergem și la partea de semințe unde unul la mână are o Mică parte de cooperare, de ce? Fiindcă nimeni presupun. Există și eu o strategie dacă o să ajung, să poți să uh, lași să dispară o mega semință uh, pentru a distruge semințele adversarilor, care poate sunt mai bune decât a ta, care o ai deasupra, clar. Dar, în mare parte, probabil toată lumea va încerca să nu lasă semințele să ajungă la la posteriorul lui, lui Morty și acolo practic avem o mică părticică, hai să spunem așa, de joc cooperativ. Dar în rest toată lumea va încerca să își cumpere mega semințele ca să își facă cât mai multe puncte la, la sfârșit și bineînțeles mai are și acel, eu zic acum, de varianta standard oficială, nu de variantele separate care v-am discutat puțin la sfârșit. Uh ce este, este acel ca la Splendor, dacă știți unde practic iau o mega semință și am acces la trei resurse pe toată perioada jocului și practic mă ajută cu următoarele cumpărături. Ce este o chestie iarăși foarte, foarte faină, poți să-ți faci strategiile să iei, ok, dacă cumpăr alea, Aia o să vină deasupra, o să-mi dea resursele astea care mă ajută cu cele din mână să cumpăr. Deci mi se pare o chestie foarte interesantă, foarte strategică, de deci jocul poate fi, să spun, foarte competitiv și poate fi jucat foarte strategic să spunem așa, cu toate că mecanica este simplă, dar în același timp, pentru varianta cu copii scoțând și întorțând niște cărți, este o chestie faină care face pe copil să zică ok, Aici adun resurse, hai să manage mâna când am voie mai mult de 12 și acolo cu chestia cu 12 -le. După aceea poți să pui cărțile să încurci lanțurile adversarilor după ce, după ce ai tras resursele tale. Deci sunt tot felul de chestii și mai este și timerul acela, acele semințe care se apropie de, de posteriorul lui, lui Morty. Aș mi se pare, un joc pentru cât de simplu pare destul de interesant, destul de bun, atât, hai să spunem, pentru copii, într-adevăr copii mai mari, ca să înțeleagă diferite, ok, așa se iau resursele, să învețe relații, uh, să, pentru lumea board să învețe reacții în lanț, respectiv uh, să resource management, hand management, managementul mâinii a resurselor, să cumpere, să se folosească de resursele de pe cărți. Deci sunt foarte multe chestii care sunt implicate în acest joc, aparent, simplu ca, ca mecanică. Este din punct de vedere și un joc foarte bun, uh, un la mântâi funny, e ip ul de Rick and Morty, pentru cei care cunosc, dar în același timp e un bun joc de a aduce pe cineva în, în acest hobby, având în vedere că, uh, cum să spun, dă mai multe, mai multe mecanici. Și bineînțeles mai există și partea de uh, Ia de aici sau Take that, având în vedere că puteți să furați cu acea carte Uh, uh, roz, puteți să furați uh, Mega semințe de la, de la adversar Dar, bineînțeles, dați mai departe După a fură și el Este chestia asta, dar se poate juca și fără, cum v-am zis, la variante Deci sunt multe chestii Care intră totuși aici și fac Din jocul Rick and Morty Unul interesant, Rick and Morty uh, Traficul Mega semințe Eu îl recomand, dacă sunteți fan Rick and Morty, e un must Și este un joc foarte bun Pentru a aduce lume în acest hobby făcându-i cunoscuți cu mai multe mecanici de joc. Cam atât pentru mine. Seară faină, respectiv, uh, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Respectiv, dacă vreți să mă susțineți și cu o donație, mai jos e pagina mea de Patreon, unde puteți uh, donați la diferite niveluri. Un dolar, 2 dolari, care se adună dacă mă ajută mai multă lume să îmi îmbunătățesc atât calitatea contentului, cât și uh, cantitatea lui. Și avem și un Milestone acolo, care, practic, dacă ajungem la el, puteți să vă uitați pe pagină, o să dau drumul la, uh, la acel gen de conținut. Aruncați o privire acolo, poate vreți să mă ajutați și în această direcție. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao ceau! ceau!